Șoferii au descoperit o nouă metodă pentru a scăpa de amenziile din trafic. Conducătorii fentează autoritățile modificându-și numerele de înmatriculare cu banda adezivă. Șoferii au intrat în atenția polițiștilor după ce au postat pe rețelele de socializare videoclipuri în care se lăudau cu faptele lor. Pe care le primesc în trafic au devenit o bătaie de cap pentru șoferii care conduc ilegal. Fie că depășesc limita de viteză sau circulă fără rovinietă, românii inventiv din fire au găsit o nouă metodă prin care să poată scăpa de sancțiuni, banda izolatoare. De atât au nevoie conducătorii auto. Aceasta se aplică peste tot numărul sau doar peste anumite litere pentru a le modifica și schimba aspectul plăcuțelor de înmatriculare. De exemplu, un bărbat a transformat litera C în O, adăugând o mică bucată de bandă adezivă neagră. La fel s-a întâmplat și cu litera F, care a fost transformată în câteva secunde în litera E. Pese că s-ar putea alege cu dosar penal, șoferii au postat filmulețele pe TikTok. Polițiștii care deja au văzut probabil filmulețele de pe rețeaua socială spun că șoferii care s-au filmat și apoi au urcat clipurile video pe TikTok nu pot fi anchetați, având în vedere că mașinile lor nu sunt în mișcare. Autoritățile cunosc însă acum metoda folosită de șoferi și sunt cu ochii pe mașini.